Numele meu este Flavio. Înainte ca să primesc Duhul Sfânt, eram un tânăr foarte problematic. Nu recunoșteam, dar aveam multe probleme cu drogurile, cu băutura, cu viciile. Eram un băiat care ieșeam foarte mult, mergeam la discotecă, la baruri, călătoream mult. Persoanele mă cunoșteau pentru că eu le influențam să meargă, pentru că eu nu puteam sta singur. Aveam un gol în interiorul meu, despre care eu credeam că în relații sau cu prietenii reușeam să-l umplu, dar eu niciodată nu am reușit. Eram foarte nefericit, am avut o problemă foarte mare cu anxietatea, care m-a făcut să iau mai multe decizii greșite în viața mea. Atât în viața mea sentimentală, în cele 6 relații pe care le-am avut, care nu au terminat bine, cât și cu prietenii, pentru că mereu îi schimbam. Și de asemenea, în viața mea financiară, eu am avut 3 firme, le-am pierdut pe cele 3 din cauza atitudinilor, pentru că eu nu aveam control asupra ceea ce făceam. Eu planificam un lucru, dar nu reușeam să mă concentrez, pentru că eu mă lăsam condus de partea emoțională. A fost în acel moment, după ce am închis firmele, cu mai multe probleme, cu început de tristețe profundă, cu vicii, am fost invitat să mă întorc la biserică. Să mă întorc pentru că eu deja cunoșteam cuvântul lui Dumnezeu, pentru că de mic am frecventat biserica cu sora mea. M-am întors la biserică, a fost momentul în care am reușit să particip la campaniile de rugăciune, am reușit să văd o schimbare în interiorul meu, a fost o schimbare, se năștea într-adevăr un nou Flavio în mine. Am fost dezlegat și printr-un post al lui Daniel am primit Duhul Sfânt. Atât de mult se vorbea despre Duhul Sfânt, dar eu nu reușeam să înțeleg, să știu ce este. Și după ce am primit Duhul Sfânt, am fost transformat într-un Flavius, despre care niciodată nu mi-am imaginat că pot să fiu. S-au schimbat gândurile, atitudinile, modul de a vorbi și se transformă de fiecare dată mai mult și mai mult. Și postul lui Daniel m-a ajutat să mă concentrez, în a mă deconecta de tot ceea ce mă influența pentru lucrurile greșite. Aceste 21 de zile m-au făcut să cunosc și mai mult despre Dumnezeu și despre mine, cum puteam să acționez corect în drumul meu. Eu vă invit, așa cum eu am fost schimbat în totalitate și mă schimb mai mult pe zi ce trece, vă invit să participați la aceste 21 de zile ale postului lui Daniel împreună cu noi.